cârnați de mână. Până acum le-am făcut de mașină, uitați-vă. De mână, la de mână, uitați-vă, uitați-vă. Ai, te-ai băgat în cameră. Asta s-a băgat în față. O treci cu partea asta. Da, nu știu la o capă, din atunci. Ce pregătești? Uite, mamă, cârnați de mână. O să cârnați. Haide, hai. Haide, da. Ha? Vrea să amorti și ei. Nu? Ce? Ha? Ce ai să ce zici, mamă? Nimic. Ha? Unde e să te duci? La altă cu să mănânci? La soră ta? Ia cu ei aici să faci un cârnați. Cum să faci? Ce să fac? Dai plumba la lucrătii, trebuie de aici în șoțală. Ce să fac? De unde faci bagă? Să punem aici... Hane tulumba la Lucian, ia de tulumba la Lucian. Păi, cum faci ea din mașină, eu nu știu. Nici eu nu știu. E nașa prinde ciocana, nașa spus ciocana. Bă, nașa multe le spune. Nu am codul ăsta. Nevasta multe le spune. Faceți cârnați? Da, facem cârnați de mână. Faceți. Facem niște cârnați așa și le spunem la fum. A, băi, ne de prun și de fag. Și le fag din aia roșii. După, zici că e boiavă de ei. Ce mai și-o uite la mai cred? Nu mai bag de aici, fata mea. Sarmalele unde sunt? De-aia am pus aici. Da, așa fac eu un cer. Așa mi-am vrut prietenii de cartaboșii. Acu așa se marță, s-o mai scolă un pic, lasă că nu ia mare. Cartaboșii ce nu mai tot să frică de ea. Ține așa, ține așa. Ați făcut sarmalele. Sarmalele, uite, le-am pus și pe foc. Ești vrenică? Eu sunt vrenică de când m-a făcut mama mea. Și cel că le-a putea că te-ai lucit. Nu uitați să vă abonați, să dați un mare like și să nu ne uitați. Facem și noi pregătire, nu mai avem, gata. Dar mai aveam o folie din asta, ha? Mai avem puțin. Uite, ne-am făcut cea de luci. Jumate, jumate, că de luci. Ca ce, mamă? Na, brățărină, cu tot și le mei, la noi am de șoc pe părău. E bine. E mică și tot și ales. E furi? Vă rog, suntem pe vlog. Să mai știm, furi. Bă, suntem pe vlog. Na, tu e furi, na. Bă, pune până ea. Mă, pune tu lumba. Tulumba, da, de tulumba. Mă, puneți tulumba, mă, fetelor, ce aveți? Mă, vă ziceți că am nebunit eu, da? Eu nu sunt nebună. Am nebunit noi, nu ești, da? Nu sunt nebună. Voi de mine, ce-mi zice norocul. Ce-am băgat aici? Ce-mi zice norocul, dragi prieteni, că auzi că sunt nebună. Stai... Contimente de toate. Pentru că nu pe macinat. Dar bunicul a zis să nu fac nimic, dar eu tot am băgat. Lasă că nu știe bunicul ăla de ce trebuie. Închide și tu becul ăla, că n-avem bani să plătim curentul. Ioane, închide Ioane ușa. Mai aveți? Aici și gata. Mă duc eu cu locul. Ori te duci tu. Le băgăm acolo toate, că aici ne ia trei. Lasă că mai fac și eu acolo. Du-te tu acolo la trei vorbe tale. Lasă-mă pe mine și la pe mine. Ca vrea să văd ce face de să nimeni. Să vezi tu că iar... Mă, da, două pâine am avea. Să le puneți de mână, să le puneți de mână. Ce te mai năcăji? Ce faci? Ce facem acum? Nu mai mă năcăjesc, dar mă otrăvesc. Dar ce faci? Ia mă aici, mă. Mamă, scuza dezordinea din bucătărie, facem aici pregătiri. O să facem curățenie după. Lasă, Denise, că facem și curățenie mai.
Păi da, avem puțină dezordine. Nu facem în chichiane. Așa este la porci, când tai, când faci. A, așa e, iarnă, zi, așa este când pregătești de iarnă. Da, facem curățenie. Mama, vine aici. Ce pregătești, mami? Fac aici niște cârnați de mână, mami. Pentru? Pentru bunicul tău. Pentru bunicul? Pun unul pe grătar. Să sară picile din el afară. Ce puteai cu bunicul ăsta? Da, așa, ca sigelul. Cârnați. Ha? Am făcut o tură, mai facem o tură. Da, am făcut. Am făcut gimnastică, cu fac de mână. A patra zi, cu pregătire de iarnă. Dar nu făceam nici sarmale, să vă spun, dragi prieteni, ce făceam de mult. Și să mă ascultați niște cuvinte faine. Că nu făceam la mașină de tocat, nici sarmale, nici și cârnați, numai la cuțit. Măi, nu știam ce era mașină de cuțit, mai ales când eram cu cortul. Mașină de cuțit. Mașină de cuțit. Doamne, ferește, mașină de cuțit, aia este mașină pentru haine. E să coși hainele. Nu sunt mașină de cuțit. E mașină de tocat. Mașină de cuțit, auzi. O, fată, mai greșesc și eu cât o vorbă. Ce tot ales cu mine? Ce tot aveți cu mine, nu știu. N-am pune asta pe dulap. Ce impostă ai? Sunt mații. Am la mine sau la lumii. A, de la mine. La mine am mai din de la tuca de lumii. Când ai imediat cerbiu. Vă rog frumos, suntem pe vlog. Mi se mai fac și eu. Hai pe vlog. Să mai fac și eu, cule. Facem pregătiri cu fasole. Fatica e fasole bătută. Facem de 1 decembrie. 1 decembrie. Fasole bătută cu usturoi, cu cârnaș și cu ciolan. Da, de 1 decembrie este ziua României. Da. Dar de ce trebuie să umfli ei? Nu, ei ca să meargă carnea pe ei cu ea. Da. Bravo. Da, mami, am mai multe trebuie. Și ce, numai cârnați ai? După aceea ce mai faci? După aia mă uit în oale, amestec în oale, în sarmale, dau cu mestecău în sarmale. Au! Hai să vedem și noi ce fac cartaboșii. Cartaboșii sunt bine. Sarmalele încă nici nu s-a făcut. Uitați. Să fac sarmalele și cartaboșii. Să dau la toți neamul câte două sarmale și câte două cartaboșii. Câte două, nu câte unul. Nu câte două. Prea mult le dai. Le dau să mănâncă și ei mi-a dat mie. Cum să nu le dau dacă mi-a dat și ei? Da. Ei le fac la mașină, tu le faci la mână? Da, îmi place să muncesc. Mie îmi place să muncesc. Bravo. Nu ca ele. Noi nu muncim iar. Păi voi le face la mașina de cusut, cum zice bunicul. Păi voi le face la mașina de cusut. Da, alo, suntem pe vlog. Și dacă suntem pe vlog, ce? Nu vorbește țigănește. Ei, de ce? Eu știu vorbește țigănește. Ei, suntem și noi pe vlog. Dacă eu sunt. Ce pui acolo? Carne. Păi ce faci mas, carne? Mas, matulou. Dar ce frumoasă ești îmbrăcată. Îți place? Da. De unde ai luat fusta? De la mama sa. De la Drăgănia Jehol. De la mama mea. Da. Bravo. Spune, de la mama ta, de la Veta, că o cunoaște toată România. Cine o cunoaște, mama? Nimeni.
Cunosc toate județele, și Anglia, și Grecia, și Polonia, și Vasilina. Da, dragi prieteni, nu uitați să vă abonați, dați un mare like, scrieți-ne în comentarii dacă vă place ce-am pregătit noi pentru iarnă. Noi vă mulțumim pentru comentariile frumoase care ne le dați. Nu uitați să vă abonați, să facem și noi mai multe abonați și mai multe like-uri. Și na. Noi facem în continuare la pregătiri. Mai ai bunico? Mai am. Nu vezi că mai am? Ba da. Acum o mut pe partea elantă. Nu hai rău, de la jumătate. Ha? Hai rău, de la afară, de la jumătate. De acolo, de la carne afară, hai rău. Da, uite afară l-am dat. Ai dat aerul afară? Da, aerul afară! Uuuu! Și așa e, Denisă. Noi nu aveam mașină de tocat. Tocam din mână tot, cârnață tot, dar tăiam câte un păr, maică. Când eram cu corturile. Făceam câte trei rânză și vreo 10 cârnați atâta. Dar nu știu ce spori a fost atunci. Dedeam cum dăm noi la țigani acum, dedeam câte o pece, câte o bucată de spinare din aia, de șăr de spinare, o țără ficat, puneam o țără untura, că așa e bine, să mănâncă ăla, să-i se uscă, nu se uscă gura. Și era spori. Și aveam rânză și spetie tot timpul. Da, acum nu mai spui nimica. Da, dragi prieteni, nu uitați să vă abonați. Ne facem aici cărnații. Uitați. Bunica Florica le face și cu mama. Și bunicuța. Stă puțin jos. Revenim. Am revenit, prieteni. Aici cu țarmăzuțele. Hai. Anul de mână. Uitați ce arată de bine, delicioase. Dar nu se ia de la tuneric. Păi nu sunt de la tuneric. Am terminat totul, prieteni, gata. Mai aveți? Mulțumesc, Dumnezeu, că am terminat cu totul. Ce mănâncă azi? E bătaie. Am terminat. Acum mănânc 3 zile și 3 nopți. Mi-am făcut. Da, dragi prieteni, să mâncăm sarmale și cu Rafael le-a arătat. Gata! Ce vorbesc, vorbe! Când mă răsi o dată, mi-a venit părul de aici, aici. Da. M-a pus sarmale acolo. Nu mai pune. Hai, prieteni, să vă arăt așa, Denis, da, aici. Nu, acum. Așa, aici mănâncă bunica, bunicul, tata. Așa e și toba, prieteni, uitați, aia e și foarte delicioasă, cartaboșul la fel. Moșule, tu nu mănânci. Nu mănânc, nu mănânc. De ce? Mai încolo, mănânc mai încolo. Prieteni, am terminat tot, gata, adică ei au terminat și acum o să ne mutăm la Olga, să o ajutăm și pe ea, că Olga a tăiat și a porcii. E iute, a? Poftă bună la toată lumea.
Dragă, parul de tine. Dar cărnații de mână unde sunt? I-am pus pe bată să-ți vând, dar nu-i bune acum. Trandafir să numesc ea, pentru bunică i-am făcut. Trandafir din ea. Da. A zis tatăl tău că nu este uite adeiul ăsta. Iese. Nu te foc. O treabă 250 de lei în mărțile, 250. Nu sunt și 50 de lei, nu. 25 de lei. 25 kg. Eu mâncai, prieteni, 3 sarmale din ăștia, dar mâncai după gen când se făceau. Mi-ar trebui eu un cuțit să tăi și lămâț un pic. Cele de la tine s-au cuțit. Deni, aduci tu un cuțit, te rog. Hai să aduci imediat. Vedeți, ți-ai mâncat înainte, fără noi. Eu mâncai că mă luase foamea și mai puteam, era o rată de, de la 3. Vedeți, că chiar. Vedeți, că mi-a luat să curge aici din castron. Prieteni, hai să vă arăt și cum este, cum am pus tot afară și o să încheiem acest clipuleț. Întâi o să vă arăt cum am pus noi. Uitați. Deci, uitați ce avem aici balamuc. Acum trebuie să se bagă bunica, Deni și cu mama la spălat. O să spălăm. Cine a lăsat? Uitați așa, prieteni. Vă place? Scrieți-ne în comentarii dacă vă place. Cum am așezat noi fumăturile? Cărânza din ăștia. Și aici avem cârnați, prieteni. Fumătoarea cu cârnați. Da, prieteni. Aici încheiem și noi clipulețul. Să nu uitați să vă abonați și la revedere. Aveți o zi minunată.